Salut, prieten! Salut, prieten! Salut, prieten! Da. Mai așteptăm să vedem cine se conectează. Deci, hai să începem. Eu vreau să vă felicit cu următoarea care a fost ieri, care a fost este cazul că atunci când vorbim despre experiență, vreau să avem o tradiție frumoasă de vorbit femeile din Republica Moldova, din știință. Deoarece noi trebuie să se realizăm. Noi tot avem capacitatea să creăm lucruri frumoase. Trebuie să înțelegem că noi tot avem capacitatea să prezentăm oamenii noștri de experiență. De urma. Asta s-a lucrat, deja, slava Domnului, avem un foarte mare din oameni. Astăzi eu propun să facem o prezentare, doar la 40 de minute. Trebuie este sute. Doamne care s-au rezultat la tot locul acesta, în domeniu, și m-am străduit să aleg doar componenta științifică. Nu am pus profesori, mulți în acest domeniu, dar doar profesori, stativii Republica Moldova. Este o tare, sunt sute. De la Harvard, în două universități, sunt foarte multe. O să fac un concretizare de la început, pentru că există câteva doamne cu familie în care folosesc. Dar noi cunoaștem tradiția, atunci când se trece doamnă, își mai ia și alte și familia soțului. Deci, pe sunt aici schimbări de familie, deci să nu ne spie. O să rog să pun întrebări, colegul meu Iulian mă va va transmite, astfel eu voi avea posibilitatea să vă transmit, să vă răspund la aceste din care domeniul vă interesează, cu o anumită detalii care cred că sunt importante să le acționez. Avem o prezentare a femeilor din știință, o să vorbesc cu studii lucrurile, respectiv, o să iasă să aflați cu domeniul detalii. Daniela Amat este născut în Republica Moldova, a ajuns să fie director în cercetare, componenta numită cercetare genetică, dar foarte care s-a făcut întrebarea la în cel mai companie de Republica Moldova a avut bază de cunoștință în Republica Moldova, foarte multe îți permite să ajungi director de cercetare în cele mai eficiente instituții mediatice internaționale. Scopul prezentării mele de azi este ca toate domnișoarele care sunt în Republica Moldova, care sunt fundate de Republica Moldova, să înțeleagă. Știința este pentru ele. Dacă doresc să avansez, știi că drumul deja este trecut. Este
testa. Asta lucrează. Vă rog frumos să fiți foarte insistente, foarte hotărâți de credul în ce îi faci. Iar și sunt atât de evident. Astfel vorbim de 40. Trebuie să faci un lucru de este doamne care au rezultat. De unde l-am mai zis un lucru de exemplu. Dinainte de Aristeane, este legendă că la medicină de Republica Moldova, treaba sau de Aristeane, erau fratele de oamenii în Moldova au capacitatea să se realizeze. Da, în Republica Moldova, în aceste ani, a fost președinte societății științifice pe care a endocrinologică. Deci, în totalitatea oamenilor de știință de Moldova, este endocrinologică. Dinainte aceste ani, a fost considerat un lucru. A fost am care nu mai trebuie. Unul doar de specialist care îndea autoritatea de care, dar are și capacitățile. Doamna Nesteade are autoritate necesară pentru a conduce o societate științifică națională. Ca domnul este pe care de care noi, dar totalitatea lucrurilor bune pe care le-am făcut au rămas în istoria medicinii de Republica Moldova. Următoarea persoană este Valentina Răspund. M-am străduit să-i produc în carte toate doamnele care au ajuns în acolo la știință de Republica Moldova. Valentina Răspund corespondent la Academiei de Științe de Republica Moldova, a fost șeful laboratorului de biochimie la Institutul de Biochimie al Planetei. Bună parte din aceste lucruri, parte sperie, parte sunt de postul, deci că ar fi recomandat, dar trebuie să vedem. Dacă această doamnă a fost curată, ia un anumit moment, se dezvolte laboratorul, se creeze un nou direct, am intrat din nou, s-aude? Este bine? Oh, perfect! Deci, revenim încă o dată la proiectul... Da, revenim din nou, s-a rezolvat tot problemele referitor la distribuție. Am ajuns la doamna Valentina Răsimović. Vreau să accentuez. Domnișoarele care doresc să se implice în știință știe că au șanse, deoarece o bună parte din lucrurile organizatorice inițiale deja au fost făcute de persoanele care au fost până la ele. Deci,
în biochimie, în fiziologie plantelor, au șansă să se realizeze. Și vă rog să fiți destul de insistenți, deoarece asta este necesar și Republicii Moldova. De aceste cercetări are nevoie Republica Moldova pentru a crește generații sănătoase, pentru a fi independent alimentar, pentru a transmite bunele practici dintr-o generație în alta. Următoarea persoană este Natalia Balașova. La fel este membru corespondent al Academiei de Știință. A fost membru corespondent al Academiei de Știință. Este fondatoarea școlii științifice în domeniul imunogenetici și abelării gametice a plantelor. Deci, stimați domnișoare, știința nu este doar pentru băieți, știința nu este doar pentru persoane cu anumită vârstă. Deci, aveți posibilitatea să vă implicați în lucruri destul de avansate. Asta este necesar. Vă încurajez să fiți mai încrezute în ceea ce vreți să faceți. Inițial pare destul de complicat sistemul imunitar al plantelor, ameliorarea gametică, însă aceste lucruri sunt realizabile. Asta sunt pentru noi. Noi suntem un popor foarte talentat. Pentru că desori repet, istoria țării noastre are doar peste 2000 de ani. Noi cu toți am învățat războaiele getodaci. Înseamnă că în acele război au participat și străbunii noștri. Au fost străbunii vii în această perioadă ca să transmită mai departe. Nimeni nu a apărut din nicăieri. Multe țări de pe glob au o istorie mult mai mică decât Republicii Moldova. Noi trebuie să ne mândrim cu faptul că facem parte dintr-un popor cu o istorie bogată. Și fiecare din noi poate să ducă un aport mult mai important în a crea viitoare istorie. Deci, continuăm mai departe. Aliona Ciornăi, însă după căsătorie a devenit Bartle, este din domeniul industriei, este inginer, este în topul științei, deoarece despre Aliona Bartle am aflat din articole de presă americană, unde se vorbește despre capacitățile ei în domeniul ingineriei și printre altele, să ajungi în top management de la ExxonMobil este în top 20 companii de pe glob în domeniu în general. Ei sunt producători de petrol, sunt jucători pe piață foarte important, să ajungi în top management acestei companii este destul de complicat. Ca să fiu mai ușor de înțeles, această companie gestionează sute de bugete de Republicii Moldova. Și printre altele, Alina Bartley nu este prima doamnă care este implicat la ușa nivel în acest domeniu. Mai departe, Silvia Beze este chimist, este lider de grup în Statele Unite ale Americii în PPG Industries, care are o ramificație de 70 de țări, colaborare cu 70 de țări, cifra de afaceri 15 miliarde de dolari, comparație bugetul Republicii Moldova este 3. Și anume, o persoană din Republica Moldova, un chimist, o doamnă, are capacitatea să fie în top mondial în domeniul cercetării. Eu îmi dau seama că multe din aceste doamne nu vă sunt cunoscute, nu este cunoscut presii naționale, dar este cazul să medializăm cât mai mult acest lucru, să arătăm. Oamenii din Republica Moldova au capacitatea să ajungă numărul 1. Cu cât mai des vor repeta, cu atât mai bine vor crede fiecare individual că el tot are capacitatea să devină în topul mondial în anumite domenii, chiar dacă este vorba de știință. Repet, dacă este cazul, eu pot să fac o altă prezentare cu profesori de Republica Moldova în mai multe universități, cred că o să fie peste 100 de profesori, dar aici am pus mai mult componenta ingineriei, componenta știință, cercetare și aplicabilitatea lor în anumite domenii. A fost în cadrul Academiei de Știință pentru a crea noi soiuri de plante, este în extragere de petrol și aplicabilitatea în domeniul tratării și prelucrării. Aici este vorba de metalurgie. Mă străduiesc eu un spectru mult mai larg ca să arătăm impactul faptului că ai învățat. Ai învățat în Republica Moldova, ai lucrat la universitate profesor, dar dacă ai dorit să iei un lucru mult mai ambițios, asta tot le-a reușit. Asta înseamnă că profesorii din Republica Moldova pot nu doar explica, dar pot și implementa ceea ce explică. Alexandra Bujilova este membru titular al Academiei de Știință din Federația Rusă, este directoarea Institutului pentru Cercetarea Istoriei,
al Universității Lomonosov este o persoană, o somitate, o persoană de recunoștință enormă în Federația Rusă, în domeniul istoriei. Chiar dacă pare greu de crezut, dar anume doamna, și nu este unicul caz că din Republica Moldova când se ajunge doamnă, membru Academiei de Științe din Rusia, reușesc să câștige întâietate. Doar ne dăm seama, Federația Rusă este o țară cu 140 de milioane de oameni, respectiv numărul de oameni de știință este destul de mare. Există o concurență enormă pentru fiecare categorie ramură al Academiei de Științe și în acest domeniu, o persoană născută la Chișinău poate să fie numărul 1. Când să ajungi membru Academiei de Științe din Rusia, fiți sigur că aveți foarte multe încercări de făcut și argumentarea științifică a utilității tale în domeniul științei este tot destul de complicat. Dar, doamne, e reușit. Noi îi urăm succes în continuare. Apropo, acest video îl puteți utiliza poate pe viitor pentru persoanele care se ocupă cu mediatizarea, popularizarea procesului prin care doamnele s-au implicat în știință, pentru a comunica cu aceste doamne, lua interviu, ca ele să ghideze, să explice istoria vieții lor, pentru ca restul persoanelor care doresc să urmeze să poată avea răspunsurile chiar din prima sursă. Vă încurajez să faceți și acest lucru din punct de vedere organizatoric. Continuăm. Iulia Boiarski, fondatoarea Școlii Științifice în domeniul durabilității plastice, este prima femeie doctor în științe fizico-matematice din Republica Moldova. Respectiv, este domeniul fizic, este durabilitatea plastică, sunt testări, și după cum cunoaștem, fizica nu este un proces, ca și biologia, nu este un proces în care răspunsul capeți imediat. Ai nevoie de multe ore de testare pentru a evita toate categoriile de erori. Și în acest domeniu, Iulia Boiarski a reușit să fie prima, dacă i s-a încredințat din partea Academiei, din partea Prezidiului Conducerii, să formeze o școală științifică, să ia proprii studenți, să-i ajute să devină doctori, să formeze proprii directive în cercetare, înseamnă că doamna avea destule capacități și avea destulă credibilitate că lucrurile acestea necesită să fie finanțate, alocat spațiu, alocate resurse și așa mai departe. Deci, Iulia Boiarski, eu îmi dau seama că mulți din noi nu cunoșteau acest nume, dar este un om căruia a reușit. Și totodată am încercat prezentarea de azi să o fac mult mai locală, pentru să nu se formeze impresia că dacă dorești să ajungi om de știință mare, este nevoie doar să pleci din Republica Moldova. Eu nu insist pe faptul că oamenii trebuie să părăsească țara. Eu spun că și în Republica Moldova trebuie să ne cunoaștem eroii, deoarece mulți au făcut lucruri foarte importante pentru istoria țării, multe din lucruri care le utilizăm, ele sunt create aici în țara noastră, dar noi informativ putem să nu avem bagajul care să confirmă acest lucru. De asta mă strădui să-l mediatizez. În Republica Moldova tot este posibil de a face știință. Este foarte important ca acest lucru să fie aplicabil, să fie utilizat, să fie protejate drepturile de autor și oamenii să poată să aibă o motivație mult mai mare în a crea noi lucruri. Tamara Caraoș este cercetătoare la Institutul din Universității din București, însă doamna a fost cercetătoare inclusiv la Oxford, inclusiv la multe universități europene. În momentul în care ai anumite capacități, la moment este la București, însă înainte de asta a fost la Oxford. În momentul în care ai un anumit plan, ai un anumit aspirații, îți găsești partenerii de creație, de cercetare într-o anumită universitate, ai găsit linie de finanțare, pentru că știința este un domeniu care se finanțează, printre altele, psihotare, și lucrezi o perioadă de timp într-o universitate, lucrezi în altă universitate, îți selectezi viitorii parteneri și te dezvolți. Sunt impresionat de faptul de cât a reușit doamna Caraoș să facă până în ziua de azi, deoarece, citind cu atent CV-ul doamnei, înțeleg că la orice vârstă poți să te apuci de știință și ai șansă să dai realizări frumoase. Eu vă îndemn chiar să căutați pe internet biografia doamnei Caraoș și o să vă împlie inima de mândrie.
astfel de oameni se nasc în Republica Moldova. Mirica Chelban este din raionul Cahul, este medic, despre ea s-a scris mai mult în presă, nu doar în presă locală, și a fost un medic din Cahul, din Republica Moldova, a fost premiat de Asociația Neurologiștilor Britanici. Deci, născut în Moldova, poți fi apreciat la nivel britanic, la momentul locuiești în Britania, în Marea Britanie, pentru realizările și cercetările tare pe care le faci. Înseamnă ce? Înseamnă că Republica Moldova există încă profesori de universitate, de liceu, care predau calitativ. Nu trebuie să avem noi complexul precum că în Republica Moldova noi sunt studii. Cum poți să ajungi recunoscut plan european, având doar studiile pe care le ai și să nu ai școală bună? Există studii de calitate în Republica Moldova. Este doar necesar ca fiecare din noi să insiste că aceste studii să le asimileze. Profesorul poate să-ți dea cu deasâla, dar totuși accepți ce îți dă sau nu. Vă îndemn să fiți curajoși și în domeniul medicinii. Neurologist premiat în Marea Britanie pentru ceea ce face. Dorin Ceban, cercetător științific, afiliat la Universitatea, la laboratorul Berkeley. Cunoașteți Universitatea din Berkeley, da? Este în top 5 universități de pe glob. Și în această universitate, datorită reputația acestei universități, este creată inclusiv persoanelor din Republica Moldova. Doar orice instituție de învățământ este puternică atâta timp cât profesorii din această instituție sunt puternici. În momentul în care, de exemplu, pleacă profesorii, universitatea nu mai are reputație, nu mai are capacitatea să-ți dea aceste resurse. Și toate instituțiile care au investit, anume, au investit în profesori puternici, ele sunt în topul mondial. Universitatea Harvard, de exemplu, are de 3 ori bugetul Republicii Moldova. De asta și vorbim că cu profesori caritativi se formează o reputație pozitivă a universității. Diana Cârstea este iarăși într-un domeniu foarte ambițios, este numită la moment economia viitorului. Majoritatea direcționărilor de energie, vorbim inclusiv financiară, este în transplantul de celule, în modificările genetice, după acesta este considerat viitorul. Și Diana Cârstea din Republica Moldova este specialist în acest domeniu, lucrează la Dana-Farber-Karcher Institute, este instructor de Republica Moldova la școala medicală din Harvard, doar Harvard are mai multe școli care o fondează. Născut în Moldova, înveți cei mai buni studenți de pe glob ce înseamnă transplant plantelor, celulele stem, hematologie și alte lucruri din acest domeniu. La Harvard există mulți profesori din Republica Moldova. În momentul în care ei sunt acceptați, ei au fost testați de toate posibilitățile, dar și articolele publicate, cei la ce lucrează, rezultatele pe care le obțin, le permit să fie angajați sau nu în cadrul acestei instituții de învățământ. Diana Cârstea, din Republica Moldova, i-a reușit acest lucru. Și am insistat mult ca în această prezentare să fie cât mai multe persoane, destul de tinere, în viață, care au reușit în această generație să facă acest lucru. Pentru că dacă o să dăm de înțeles tinerilor din Moldova că în știință ai șansă doar peste 50 de ani sau peste 70, motivația poate fi mai mică. Dar uitați-vă, Diana Cârstea nu este chiar atât de în vârstă și a reușit deja să fie instructor la școala medicală din Harvard. O să vă reușească și dumneavoastră, în cazul în care alegeți domeniul cercetare științifică. Dar fiți siguri că după în știință este viitorul. Neavând o pregătire foarte bună într-un anumit domeniu, capacitatea concurențială scade. Dar în știință, mai ales pentru doamne, este mai mică concurența. Dacă o să vă implicați, o să vă reușească mult mai rapid decât în alte domenii, unde concurența este mult mai dură. Liliana Cohen. Deci, când am văzut prima fotografie, Liliana era lângă un fost președinte a Americii,
Este membru a Asociației Academiei Americane de Neurologie, membru Academiei Americane Anti-Aging, de îmbătrânire, membru Academiei de Electrodiagnostică Medicală. Liliana își concentrează toate cercetările în anti-aging, care, printre altele, mai multe persoane din Republica Moldova au rezultate impresionante. Liliana este în America. Există un domn care în Israel este coordonatorul național pe toate a guvernului pe programele anti-aging. Investițiile pe care le face guvernul israelian în prelungirea longevității umane, familia domnului este Stambler, este cu ajutorul persoanei din Moldova. Deci, Liliana, în SUA, în Israel este domnul Stambler și în Marea Britanie, cu investiții și cercetări enorme, este domnul Kaminski, care a fost și omul care a finanțat această carte. Kaminski, o perioadă din timp, era unicul speaker din spațiul CSI în domeniul longevității umane. Un om născut în Chișinău a învățat pe toată lumea cum se direcționează investițiile, care sunt oportunitățile pe viitor, era vizionar în domeniu. Doamna Cohen este, își accentuează atenția mai mult spre domeniul cercetare și, din câte vedem, este acceptată în foarte multe instituții de profil în calitate de membru. Asta mult înseamnă. Asta înseamnă că aportul tău acestui grup este luat în calcul. Continuăm. Oxana Comănescu este director de program la Google. Doamna a lucrat în mai multe țări a lumii, inclusiv în Rusia, la moment este în Statele Unite, este din raionul Hâncești. Eu câteodată mai accentuez faptul că nu este obligatoriu să te naști într-o capitală sau într-un oraș, poți să te naști nu doar în metropolă, pentru a ajunge la aceste rezultate. Oxana Comănescu are foarte multe produse definitivate și care în ziua de azi dumneavoastră le utilizați și nu știți că sunt create de o persoană din Moldova. Căutați, vă rog, mai multe informații pe Google și o să rămâneți impresionați despre ce au făcut oamenii din Republica Moldova la Google. Acest lucru este de admirat. Noi utilizăm produsele create tot de oamenii noștri și asta merită să medializăm. Următorul. Doamna Constantinov este membru corespondent al Academiei de Știință din Republica Moldova. Este fondatoare școlii științifice în domeniul geografiei regionale. Geografie cu toți învățăm, însă în Republica Moldova o doamnă a făcut un aport enorm să ne cunoaștem țara. Tot ce înseamnă topografie, ce înseamnă regionalizare, tot ce înseamnă structura serviciului hidrometeorologic, această doamnă a dat răspunsuri, a creat specialiști pentru că noi în ziua de azi să putem avea o previzibilitate la ceea ce urmează să fie. Unde este amplasat, care sunt mișcările tectonice și în ce direcție ne direcționăm. O doamnă, membru Academiei de Știință din Republica Moldova, și-a fondat o școală științifică în domeniu. Poate sunt întrebări, nu vă rușunați, vă rog. Da, un comentariu. Adevărată eroină, au trecut peste prejudecăți și au scris propria istorie. Bravo! Sunt total de acord cu acest comentariu. Este un lucru pe care noi pur și simplu îl cunoaștem. Aceste persoane au lucrat foarte mult ca să obțină rezultate, însă a rămas problema în metodizarea acestor informații. Și noi asta rezolvăm acum, pentru că tânăra generație să se învețe din eroii proprii. Noi avem nevoie să ne creăm proprii erori. O țară care nu are eroi este o țară care nu se dezvoltă. Noi avem nevoie să mergem pe drum și să spunem: această persoană este academician, această persoană este campion olimpic, această persoană este compozitor de excepție. Și să-l salutăm cu respect. Această persoană este profesor, deoarece ei au oferit șansa să se dezvolte alte generații. Ce înseamnă profesorul până la urmă? Este omul care a permis, a avut încredere în discipolul său. Și tot ce este creat la moment pe glob
este creat datorită faptului că a fost un profesor care a insistat ca un elev sau un student să învețe. Doar cu 100 de ani în urmă nu erau astfel de construcții enorme, ingineria nu era atât de dezvoltată, dar au fost profesori care au insistat ca studenților să învețe și au îndrumat, prietenește. Uitați-vă ce rezultate frumoase avem. Fie că vorbim în spărirea longevității umane, fie că vorbim în calitatea construcțiilor, fie că vorbim în inginerie, noi la moment vorbim pe rețele sociale de la distanță. Asta este creat de niște studenți care profesorul i-au insuflat că tu vei reuși. Asta o să dai un produs care va schimba lumea. Și nu contează în care țară lumea. Profesorul este o profesie sfântă. Trebuie să le mulțumim. Dar să continuăm. Dianu Dumitru este profesor la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Este premiată pentru cel mai bun articol în American Political Science de către American Political Science Association. Născut în Moldova, lucrează în Republica Moldova și iei premii pentru cea mai bună cercetare, cel mai bun articol de asociație americană în domeniu, eu cred că acest lucru merită să fie admirat. Astfel de persoane merită să fie numite eroi naționali. Noi, pur și simplu, ne orientăm atenție spre alte categorii de informație. Însă, doamna prezintă o mândrie națională, de fapt. Și cred că acest lucru trebuie să înțeleagă fiecare. Fiecare domnișoară care se uită, poate să înțeleagă. Eu pot fi la fel. Cercetarea mea va fi apreciată. Eu fac acest lucru cu un anumit scop. Să spăresc imaginea pozitivă a Republicii Moldova, dar și să mă bucur despre rezultatele care până la mine nu au fost făcute. Continuăm. Eleonora Dupuy, deci, încă o dată accentuez, doamnele sunt născute în Republica Moldova, dar odată căsătorie se mai schimbă câteodată și familia. Această doamnă se află în Franța, este recunoscută la nivelul Organizațiilor Națiunilor Unite în subdiviziunea alimentație și agricultură și este responsabil pe regiunea, este ofițer regional pentru Europa și Asia Centrală. Cei care sunt politicile Organizației Națiunilor Unite în domeniul agriculturii și alimentației în această regiune este coordonată de o persoană din Republica Moldova care a lucrat la Universitatea Tehnică. Acest lucru merită să luat în calcul pentru fiecare. În momentul în care îți orientezi atenția către cercetare, este un lucru, dar în momentul în care crezi că cercetarea ta merită să fie popularizată și ai capacitate de lobby pentru acest lucru, te implici deja în organizațiile internaționale. Doamna Eleonora este un exemplu real în care fiind născut în Republica Moldova, poți să faci politici la nivel mondial. Deoarece doamna este responsabil de două regiuni în acest domeniu. Doar ne dăm seama că populația globului se apropie de 8 miliarde de oameni. În Organizația Națiunilor Unite sunt selectați oameni care au capacitate de organizare, capacitate de a explica viziunea pe care au. Și în această competiție de 8 miliarde de oameni, câștigă o doamnă născută în Republica Moldova. Și Republica Moldova nu este un stat mare. Limba nativă nu este engleza. Ca să ajungi la același nivel, să fii concurent cu alte persoane, ai câteva bariere pe care trebuie să le depășești. Însă doamna a reușit. Și suntem foarte recunoscători pentru faptul că își amintește de Republica Moldova, scrie despre Republica Moldova, este în permanență contact cu mediul academic din Republica Moldova. Deci, același lucru îl puteți face și dumneavoastră, stimate domnișoare. Marina Foltea, am avut ocazia să o cunosc, este din raionul Hâncești, este născut într-o localitate din raionul Hâncești, este directoarea Trade Pacts. Este o instituție care se ocupă cu reglementarea tratatelor internaționale. Dar ce este interesant la doamna? Este speaker invitat la Organizația Mondială a Comerțului. De asta și-am inclus-o în domeniul științei. Este în domeniul științei dreptului. Este profesor asistent la Academia de Științe din Polonia. Deci,
Ce înseamnă Organizația Mondială a Comerțului? Este o organizație care stă la baza aplicării tuturor înțelegerilor între state în domeniul comerțului. Anume, Marina Folte din Republica Moldova explică organizații cum se reglementează, din punct de vedere juridic, anumite neînțelegeri între state. Și trebuie să înțelegi că anumite înțelegeri, asta poate fi între China și Republica Sud-Africană. Speaker invitat pe acest domeniu este o persoană din Republica Moldova, stabilită în Elveția, și doamna poate explica cum se formează precedentele și cum să nu se admite că aceste precedente pe viitor să aibă efecte negative. Să fii speaker invitat la Organizația Mondială a Comerțului, care stă la bază la tot ce înseamnă economie, plan mondial, eu cred că este un lucru care merită să fie aplaudat. O felicităm pe Marina Folte pentru faptul că îi reușește acest lucru. Irina Gelman. Trebuie să înțelegem cum este organizat sistemul administrativ în Statele Unite. La noi, în Republica Moldova, sunt raioane, sunt orașe, sunt localități. În Statele Unite există regiunile și fiecare regiune au mai multe counties. Da? Și în regiunea New Yorkului există Orange County. În această regiune, în acest country, ținut să-l numim, responsabil, comisarul de sănătate, este Irina Gelman de Republica Moldova. Este absolvită Universității de Medicină. Această persoană stabilește priorități. Să numim un comisar de sănătate, omul care face politicile în acest domeniu. Născută în Republica Moldova, absolventă Universitatea de Medicină, ai nevoie, ai capacitatea să stabilești ce se întâmplă în domeniul sănătății într-o regiune comparabilă cu Republica Moldova. Chiar dacă nu ești nativ americană, dar ți se acordă șansa datorită capacității tale organizatorice, viziunii, profesionalismului, să fii numărul unu în această regiune. Eu nu exclud faptul că în scurt timp vom mai auzi de Irina Gelman la un nivel mult mai mare în Statele Unite, în cazul în care va avea aceste ambiții. Îi urăm succes! Tatiana Gediman, da, familia este germană, este biolog, este membru corespondent al Academiei de Știință a Republicii Moldova. Da, doamna este plecată din viață, însă am ținut foarte insistent să pun doamnele care au fost membre ale Academiei de Știință de Republica Moldova, pentru că să înțelegem, doamnele în domeniul științei au fost apreciate, le s-au dat șansa pentru a se implica și a dezvolta anumite lucruri. Nu s-a ținut cont că dacă ești doamnă, nu ai șansă. Sunt șansă, biolog de excepție și toți care sunt în domeniul cercetării o recunosc pe doamna ca un bun specialist. Stella Gervas. La moment este profesoară la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, dar până nu de mult, Stella Gervas era una din profesoarele de istorie la Universitatea Harvard. Doar cunoașteți cum este principiul de lucru în universități, să faci un contract pe anumită perioadă de timp și în funcție de interesele proprii, dar și a universității, se prelungește sau nu se prelungește contractul. Deci, Stella Gervas, născută în raionul Ungheni, cât cunosc tot într-o anumită localitate, a ajuns profesoare la Harvard. Deci, cea mai puternică universitate de pe glob, a avut profesori din Republica Moldova și poate acesta era unul din motivele. Mulți astfel de profesori formează reputația de cea mai bună universitate. Să fie acceptat la Harvard nu este ireal pentru persoanele născute în Republica Moldova. Natalia Gheorghiu este o persoană legendă în istoria Republicii Moldova. Poate noi nu cunoaștem această istorie, dar merită fiecare de noi să citească cât mai multe despre Natalia Gheorghiu și să vă împliți inima de bucurie. Tot ce există mai frumos în țara asta, când vorbești de știință, de statut de moldovean, da, o regăsești în doamna Gheorghiu. Este doamnă care a fost președinte a Societății de Chirurgie din Moldova, a făcut zeci de mii de operații, a salvat zeci de mii de copii, pentru că doamna era, cred că, unicul cetățean al Republicii Moldova care putea să încalce orice regulă de circulație și nimeni nu spunea nimic. Pentru că ea înseamnă că a fost urgent telefonat și vinea să salveze câteva vieți.
Este doamna care a scris peste 650 de articole științifice, a ajuns membru Academiei de Științe Medicale din Uniunea Sovietică. Însă, impactul care l-a făcut doamna asupra medicinii din Republica Moldova, prin crearea de noi specialiști, zeci de doctori, asta a dus ca noi să salvăm vieți omenești în Moldova și durata, speranța de viață a copiilor în Republica Moldova în perioada doamnei a crescut enorm. Eforturile ei în procesele de chirurgice a mărit șansele de supraviețuire a copiilor în prima perioadă a vieții. Chiar dacă până a venit doamna în funcții, șansele erau mult mai mici. Deci, o bună parte din bunii noștri sau părinții noștri au rămas vii sau anumite persoane pe care le cunoaștem datorită faptului că această persoană exista la moment în Republica Moldova și a găsit timp să se organizeze că acest lucru se întâmplă. Următorul exemplu o să vă fie mult mai ușor să înțelegeți despre ce vorbim. Unul din discipuri doamnei Gheorghiu a fost doamna Eva Gudumac, este membru titular al Academiei de Științe din Republica Moldova. Doamna operează de peste 50 de ani și a făcut peste 40.000 de operații. Ca să înțelegeți mai ușor, anul trecut în Republica Moldova a fost natalitate de 30.000. Această persoană, în sumă, a salvat mai mulți copii decât natalitatea Republicii Moldova timp de un an. Asta înseamnă cam 800 de operații pe an sau până la 3 operații pe zi. Cel mai important, o perioadă de timp cât a existat un conflict în domeniul administrativ-medical în Republica Moldova, a venit un nou director la domeniul pe care îl cura doamna, îl coordona. Atunci și procedura prin care doamna salva copiii după arsuri a fost exclusă. Și în perioada cât a fost exclusă procedura inițiată de doamna Gudumac, mortalitatea copiilor în timpul operației a crescut de 3 ori. După care și-au recunoscut greșeala și-au revenit din nou la procedura propusă de doamna Gudumac. Această doamnă merită să fie apreciată din mai multe motive. Eu când am luat interviul de la doamnă, m-a invitat la ora 7 dimineață la centrul mamei și copilului. Deci la 7 dimineață doamna deja era pe loc, era pregătită de noi operații. Toți care au avut ocazia să cunoască, doamna este sinceră, este corectă, este ceea ce noi trebuie să admirăm în țara asta. Eu vă îndemn, dacă aveți posibilitatea, chiar să o invitați, să discutați și să vă împli inima de bucurie că, da, mai există astfel de oameni care trăiesc în Republica Moldova și nu au plecat. Astfel de oameni ne formează pe noi ca stat, de oameni corecți, oameni datorită cărora țara are viitor. Lia Imber. Deci, doamna este din născut în Odessa, însă părinții săi tot timpul au trăit în Soroca, s-a născut, cred că, în perioada unei deplasări. Doamna Imber a ajuns vicepreședinte UNICEF Plan Mondial și a fost prima femeie doctor în științe medicale din Venezuela. Vă închipuiți, persoanele din Republica Moldova a ajuns vicedirector UNICEF și a creat sistemul medical în Venezuela. Asta este impactul Republicii Moldova pe plan mondial. Și aceste persoane, în oricare conferință, accentuau faptul că sunt din Moldova. Noi putem fi considerați, sau gradul nostru de pregătire, ne permite să fim motorul schimbărilor pozitive în această lume. Sora doamnei este creatoarea muzeului din Caracas, Venezuela, Sofia Imber, care și-a fost directoarea acestui institut timp de 30 de ani, un centru de 10.000 de metri pătrați. Dar nu este domeniul cercetării, este domeniul artei. Viitor, Tatiana Ileașenko, lingvist, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova. Ceea ce în limba română pe care dumneavoastră o învățați, cărțile care au fost scrise până la noi, au fost conform regulilor lingvistice, coordonate de doamna Ileașenko. Deci, să cunoașteți în față persoanele care au ghidat știința în crearea corectă a ortografiei, în crearea corectă a frazelor,
și alte detalii foarte importante care ne-au format limba noastră să fie mult mai frumoasă și mult mai corectă din punct de vedere organizatoric. Am ajuns la doamna Lagunova. Doamna a ajuns la, este vicepreședinte, primul vicepreședinte a Institutului, a domeniului GoTo, fostul LogMeIn. Cine este compania LogMeIn? Cu vreo 7 ani în urmă, companie valora 100 de milioane de dolari, cu vreo 15 ani în urmă, companie valora 100 de dolari. Doamna Lagunova a lucrat la Academia de Științe din Republica Moldova, a emigrat în Statele Unite și în domeniul tehnologiilor. Noi vorbim aici de domeniul IT. La moment, această companie, inclusiv prin aportul doamnei Lagunova, are mai mult decât bugetul Republicii Moldova. Capitalizare. Deci, o companie în care primul vicepreședinte este nativ din Republica Moldova, valorează mai mult decât bugetul de stat. Acest lucru a fost creat datorită profesionalismului din doamne. Este domeniul IT care permite coordonarea la mai multe activități simultane. Intrați pe internet și o să vedeți ce calitate este lucru. Și bineînțeles, această companie are șansă să devină mult mai dezvoltată. Și acest lucru este făcut datorită științei obținute în Republica Moldova. Aurora Liceanu este psiholog, este cercetător, este superior la Institutul de Filozofie și Psihologie Academiei de Români. Doamna este intrat în top 5 femei autorealizate din România. Doamna Liceanu este o autoritate pe nivel european, deoarece doamna a ajuns să consulte parlamentul francez, italian, german, portughez, în crearea politicilor ca să se facă profilaxie infracționalității. Deci, din punct de vedere psihologic, cum să se formeze legile ca persoanele să nu fie motivate în a încălca. Deoarece a prinde omul și sancționa nu tot timpul este cel mai eficient mod de a rezolva problemele într-un anumit stat. Cum de creat legile ca omul să nu aibă motivația, el să încalce, el să fie de acord cu regulile de joc, să nu fie într-un protest intern, acest lucru îl face doamna Liceanu. Este o persoană, vă rog să citiți cărțile, ascultați interviul, o să vă iarăși să vă împleați de energie că astfel de gânduri apar la oameni din Republica Moldova. Astfel de oameni deștepți s-au născut în Republica Moldova. Să fie consultant plan european a Ministerului Justițiilor în 4 state europene, 4 state de top, asta înseamnă că capacitățile tale sunt concurențial mult mai puternice decât la toți specialiștii din acele țări în acest domeniu. Și cu asta vă felicit. Diana Malzman este cercetător, este arhitectorul principal pentru cercetarea tehnologiilor a CVS Health. CVS Health valorează 270 de miliarde de dolari. Să vă fie mai ușor, asta sunt 90 de bugete de Republicii Moldova. Bugetul Republicii Moldova, bugetul de stat, vorbim de 3 miliarde de dolari. O doamnă din Republica Moldova coordonează proiecte mai mari decât 90 de Republici Moldova. Astfel de lucruri sunt posibile în momentul în care ești specialist în domeniul tău. Astfel de proiecte sunt posibile în momentul în care ești numărul 1 în domeniul tău. Asta este și important, ca fiecare din domnișoarele care doresc să devină în domeniul științei, să nu-și plafoneze capacitățile. Eu maxim ce pot fi, minim blochează cunoștințele mele sau realizarea doar la nivel de Guvernul Republicii Moldova. Aveți posibilitatea să faceți plan mondial, proiecte mult mai ambițioase, ușile sunt deschise, deoarece vedem că aceste lucruri sunt posibile. Printre altele, am avut ocazia să discut chiar cu doamna Diana, este foarte receptivă la discuții, este foarte prietenoasă, deci realizările nu influențează cumva și atitudinea față de origini. Și eu mă bucur acest lucru. Deci, ambiția pentru fiecare domnișoară este
să le întreceți pe aceste doamne din carte, deoarece la moment există internet și vă puteți specializa mult mai rapid. Există toate greșelile făcute și le vedeți cum să, cum să le omiteți. Aveți capacitatea să vă consultați cu aceste doamne pentru a vă include în proiecte ambițioase. Lucrurile cele mai grele deja au fost făcute. Dumneavoastră le puteți întrece. Continuăm. Maria Nedelcov este ecologist, este actual membru al Academiei de Știință a Moldovei. Este doamna care a reușit să scrie foarte multe cărți și foarte multe recomandări pentru ecologie Republicii Moldova. Svetlana Cojocaru, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, specialist în informatică. Iarăși vorbim, sunt șanse să se realizeze inclusiv în Republica Moldova. Dacă aveți poate întrebări, că noi mai avem 10 slide-uri și n-aș dori să fie un monolog, vă rog frumos dacă sunt întrebări. Da, dar continuăm. Deci, scopul prezentării de azi a fost, în Republica Moldova sunt foarte mari șanse să capeți cunoștințele necesare pentru a ajunge numărul 1 în anumite domenii. Doamna Svetlana Cojocaru a ajuns membru corespondent al Academiei de Știință din Republica Moldova în informatică. Poate cineva își creează o impresie că Republica Moldova nu este un mediu favorabil pentru că fetele în domeniul informaticii. Însă noi la prima prezentare am discutat despre o doamnă care este în top managementul la Facebook. Persoana responsabilă de contact între Facebook și instituțiile statului în componenta de reglementare este născută Republica Moldova, Raisa Scheinberg. Deci, acest lucru este posibil. Inclusiv informatica, Republica Moldova se predă bine datorită acestor specialiști, precum este Svetlana Cojocaru. Ana Tumarchin, prima profesoare de filozofie din Europa. În numele doamnei Tumarchin este creată șaleie în Elveția. Doamna este, perioada îndelungată, a fost numărul 1 dintre doamne în filozofie pe tot continentul european. Deci, acest lucru este posibil. În numele doamnei se poartă hale de studii la universități în Elveția. Pe tot continentul european, doamna Tumarchin este cunoscută drept basarabeancă talentată. Deci, noi trebuie să înțelegem. Este posibil să iei chiar și domenii necunoscute, să le promovezi și să ajungi specialist în acest domeniu. Maria Duca este membru titular al Academiei de Știință, este genetician. Din câte ați observat, mai multe doamne din Republica Moldova s-au implicat în domeniul biologiei, geneticii, conectării celulilor, redactării genetice. Și acest lucru le reușește. Dar există locuri care aveți șansa să vă afirmați personal. Poate prezentarea mea, deoarece are doar 40 de persoane, este limitată în percepții, dar vă asigur, numărul este mult mai mare. Și dacă prezentarea trecută a mea a fost cu foarte multe prezentări pentru tine și mai puține explicații, această prezentare este alta. Atunci am avut un singur scop, să arătăm 200 de domenii în care tinerii s-au realizat și orice tip de argument să fie combătut. În momentul de trecut făceam doar cu 40 de persoane, era scris impresia că este mai mult o excepție. 200 nu este excepție. Este nevoie, pun 400 de tineri ca să înțelegeți că tot nu este excepție. Doamna Maria Duca, a genetician, membru titular al Academiei de Știință. Sabina Șcevcencu. O să găsesc pe internet mai multe articole despre doamnă. Este urolog în Viena, este profesor universitar și este prima doamnă în istoria universității din Viena care a ajuns profesor universitar. Persoană născută în Republica Moldova, a ajuns prima doamnă profesor din toată universitatea. Acesta este un lucru lăudabil, apreciabil. Are încredere în forțele proprii, știe ce face, a fost acceptată. Același lucru vă recomand și dumneavoastră. Mariana Șlapac. O perioadă îndelungată, Mariana Șlapac a fost chiar vicepreședinte al Academiei de Știință din Republica Moldova. Este un arhitect care a participat la dezvoltarea planului urbanistic regional în mai multe orașe din Republica Moldova. Este membru corespondent al Academiei de Știință din Moldova.
Elena Sibirska este ginecologul principal al Moscovei, orașului Moscova și a regiunii Moscova. Iarăși, toți cunoaștem Constantin Sibirsk, este un academician de excepție în istoria Republicii Moldova, iar la telecentru este și un liceu care poartă numele, doamna este descendentă lui acestui renumit academician și a ajuns să fie numărul 1 în regiunea Moscovei într-un anumit domeniu. Deci, aveți încredere în forțele care le aveți, în studiile care vă se predau și aveți șansă să ajungeți iarăși numărul 1. Și iarăși istoria nu este terminată. Vom vedea unde va ajunge doamna. Nu este exclus doamna să ajungă inclusiv academician. Elena Zubkov, biolog, membru corespondent al Academiei de Știință din Moldova. Spre final am ales câteva biografii destul de captivante. Ana Nicanorova este director analect, a intrat în top 40 mondial vizionari în domeniul IT care au vârsta sub 40 de ani. Doamna Nicanorova a intrat la vârsta de 28 de ani. Ce înseamnă vizionar în domeniul IT? Asta înseamnă că persoane care stabilesc direcțiile în care se va dezvolta lumea și faci primele investiții în acest domeniu, deoarece înțelegi din timp, acolo spre asta se orientează lumea. Și vizionar în domeniul IT, în top 40 mondial din atâtea miliarde de oameni, să fii la 28 de ani, asta înseamnă că ai anumit capacități. Asta înseamnă că înțelegi corect lucrurile. Și asta pe mine îmi face să mă simt mândru, deoarece la 28 de ani să fii în top 40 mondial, asta e un lucru enorm. Este un domeniu practic necunoscut, IT-ul și impactul lui asupra omenirii, dar există persoane tinere care au capacitatea ca acest lucru să-și îl asume și să formeze că în viitor apropiat noi vom dezvolta acest sector. Gabriela Pelin. Doamna este la moment la Avanir Health. Înainte de asta, doamna a lucrat în IBM. Ce înseamnă IBM? Este a noua cea mai mare companie de pe glob după numărul de angajați. Erau cândva 600.000 de angajați. Și în acest domeniu, în domeniul sănătății, Gabriela Pelin din Chișinău a ajuns șef de departament. La moment a trecut în sectorul privat, dezvoltă propria companie. Ce înseamnă IBM? Asta câteva zeci de bugetul de Republica Moldova. Asta înseamnă o forță enormă și în toată concurența din domeniul științific să ajungem în top managementul la astfel de corporații, asta este impresionant. Și dumneavoastră o să vă reușească acest lucru în momentul în care o să studiați, o să aveți încredere în faptul că domeniul selectat dumneavoastră vă place. Dacă vă place, obligatoriu să aveți și aceleași rezultate. Ați văzut, atâtea familii de persoane născute în Republica Moldova, familii moldovenești, unele persoane chiar din localități rurale, pot ajunge în top management datorită ambițiilor, datorită cunoștințelor, datorită faptului că și-au ales un domeniu care le place. Adelaida Mateiescu. Această doamnă este în istoria României, este inginer, a fost prorector al Universității Tehnice din București, două mandate, este membru fondator al Academiei Românii Ingineriești, are sute de articole științifice, are sute de invenții, are zeci de doctori instruiți. Autoritatea ei în domeniul științei este incomparabilă. Dacă luăm în top inventatori în România, ea în orice top se încadrează. Și ea este născută în Otaci, în Ocneța. Eu vă mulțumesc pentru prezentare. O să fac o concluzie scurtă. Când vorbim despre doamne în știință, noi trebuie să înțelegem că noi avem doamne în știință. Când facem prezentări despre aceste doamne, hai să vorbim despre moldoveni. Pentru că în momentul în care învățăm oameni de știință din alte țări, la noi nu rămâne în subconștient faptul că noi tot asta putem. Ne creează o impresie că pentru a deveni specialist într-un domeniu, este nevoie să te naști într-o altă țară. Eu sunt categoric nu de acord cu acest lucru. Fiind născut în Republica Moldova, cu studiile din Republica Moldova, poți ajunge
în topul mondial al științei. Vă rog frumos, dacă sunt întrebări, cu plăcere să vă răspund. Nu văd întrebări. Da, vă mulțumim frumos. Da. Văd o recomandare a doamnei Zinaida, ar fi bine ca toată această lume bună să revină acasă. Din experiența mea de comunicare, aceste persoane sunt gata să colaboreze cu Republica Moldova și ar fi bine să începem acest discurs. Dar este nevoie să facem inițial planul acesta de acțiuni, unde spunem, există artă, există știință, există medicină, există inginerie, ecologie, electricitate, construcții de mașini și alte domenii. În momentul în care se formează acest plan de acțiuni, atunci fiecare din aceste persoane și multe altele ar fi posibil de accesat în calitate de expert, consultant, ca să ne spună, în domeniul dat, eu aș mai adăuga în planul de acțiuni a statului astfel de direcții. Țineți un raport de implementare pe care l-am făcut eu. Țineți un studiu de fezabilitate. Astfel se formează primele contacte și totodată obținem o mai bună specializare. Sunt sigur, în momentul în care apare deschidere din partea noastră, o să simțiți și aceeași deschidere și din partea acestor doamne. Eu am și întreg proiectul, l-am transmis deja și instituțiilor statului spre examinare, o să vedem care este acest lucru. Eu vreau să fiu înțeles corect. Astăzi am vorbit doar despre femei în domeniul științei. Însă, despre doamne din Republica Moldova, care au rezultate impresionante pe plan mondial, eu pot să vorbesc despre peste 1000. Eu am chiar și o bază de date cu doamne din Republica Moldova, care sunt peste 1000 aici. Deci, doamna de Republica Moldova are șansă să realizeze în oricare domeniu, în știință, în educație, în medicină, în juridică, componenta socială, în artă, în cinematografie, în managementul instituțiilor internaționale, în orice categorie este nevoie. Astăzi am vorbit doar despre știință. Pentru că, cu titlul de avans, vă spun că în domeniul instituțiilor internaționale financiare, vorbesc de Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, sectorul bancar internațional, în bănci care au capitalizare de câteva sute de bugete Republicii Moldova, sunt mult mai multe doamne decât domni din Moldova. Noi vorbim iarăși minim 40 și eu pot să fac o prezentare ușoară. În cazul în care alegeți știința, aveți motivația necesară, în cazul în care alegeți sectorul financiar, bancar sau alt domeniu economic, iarăși putem da aceeași doză de motivație. Scriți, vă rog, în comentarii în care domeniu ați dori să facem următoarea prezentare pentru ca să fim destul de pregătiți. În cazul în care nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă urez o zi frumoasă și cred că nouă ne reușit să arătăm generației viitoare că în Republica Moldova toți sunt doamne din domeniul științei pe care merg să le merităm. O zi frumoasă în continuare!